Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Penultima săptămână a anului care trece, din punct de vedere astrologic, promite a fi ambiguă. Totuși, vor exista mai multe tendințe pozitive decât cele negative și va trebui să poți vedea șanse și oportunități fericite și să profiți de ele la timp. Ziua de luni va încânta pe pământen cu aspectul armonios al lui Mercur și Jupiter, care va avea cel mai bun impact asupra sferei de afaceri. Afacerile asociate cu alte țări și publicitatea vor avea un succes deosebit. Cei care sunt preocupați de problemele de carieră vor avea oportunități bune de a face un pas înainte. Fecioarele și gemenii vor avea un succes deosebit, deoarece vor experimenta schimbări pozitive la locul de muncă și în afaceri. Săgetătorii și peștii își vor putea îmbunătăți sănătatea și vor îmbunătăți partea romantică a vieților, stabilind în același timp relații cu rudele. În următoarele câteva zile, reprezentanților tuturor semnelor cercului zodiacal li se recomandă să manifeste caritate, să ofere asistență și să dedice timp activităților de voluntariat, în timpul trigonului lui Mercur și Jupiter. Faptele bune le pot îmbunătăți calitativ destinul. Deoarece Mercur este deja în mișcare retrogradă, aceasta este o oportunitate de a reveni la tranzacții, afaceri și achiziții neterminate. Și câtă vreme aveți timp, puteți să vă ajustați acordurile, să restaurați documentele și certificatele. Și tot ce ține de permisele de trecere frontierelor, de returnarea vehiculelor, de returnarea fondurilor pentru o achiziție, toate aceste probleme pot fi rezolvate cu succes. Luni este ziua în care puteți achiziționa cu succes articole vechi, retro, dacă faceți colecții. Și nu contează dacă este un fel de colecție semnificativă de picturi sau o colecție de etichete de gumă de mestecat, pentru că Mercur retrogradă ne aduce ceva care se întoarce din trecut. Iar trigonul lui Jupiter este un cadou, foarte profitabil din punct de vedere al sumei, acesta este ceva ce se dă literalmente degeaba. Este o zi bună și puteți planifica tot felul de lucruri. Aspectul pozitiv al sextilului lui Mercur și Saturn îi va ajuta pe capricornii și vărsători în rezolvarea problemelor profesionale. Aceștia din urmă vor avea ocazia să închidă cu succes problemele de lungă durată datorită propriilor eforturi, concentrării și economisirii resurselor. Fecioarele și gemenii sunt sfătuiți să asculte sfaturile bătrânilor și să stabilească contacte cu autoritățile și superiorii. Pentru balanță, această perioadă este favorabilă în materie de dobândire a proprietății și stabilire de relații serioase în domeniul romantismului. Venus, planeta fericirii mici, va fi în opoziție cu Uranus, ceea ce va duce tensiune în procesele de afaceri pentru pești și balanță și dificultăți în sfera relațiilor pentru capricornii și vărsător. Peștii riscă să ofenseze partenerii de afaceri sau colegii, ceea ce le va provoca probleme financiare, iar capricornii și vărsătorul, datorită instabilităților emoționale, își vor întoarce împotriva lor nu numai prietenii și rudele, ci și pe ceilalți. Opoziția lui Venus și Uranus este nefavorabilă pentru sănătate, cei care suferă de boli ale sistemului circulator vor fi loviți, cei care au probleme hormonale cronice, inclusiv cele legate de tiroide și timus, vor fi mai puțin afectați. Conjuncția Soarelui și Mercur vineri va fi o perioadă bună pentru a lua decizii clare, precise și semnificative. Orice călătorii de afaceri, întâlniri și comunicări vor fi favorabile. Berbecul și leul vor avea ocazia să facă pace cu cei dragi, prieteni, parteneri sau colegi de muncă. Taurul, gemenii și săgetătorul sunt sfătuiți să petreacă cât mai mult timp cu copiii sau rudele mai tinere. Munca creativă va avea succes în special pentru leu și fecioară, care se vor inspira din idei noi. Venituri financiare mici, dar plăcute, sunt posibile pentru berbec și gemeni. Aspectul final armonios al Soarelui și Saturnului va ajuta pe cei care sunt hotărâți să obțină rezultate în afaceri prin perseverență și planificare. Vărsătorul, Capricornul,
Leul și berbecul vor putea îmbunătăți relațiile cu superiorilor sau cu oamenii influenți. În același timp, ar trebui să evitați toate tranzacțiile cu imobiliare sau terenuri. Weekendul nu este prea potrivit pentru divertisment sau pentru participarea la evenimente publice, așa că este mai bine să-l petreci acasă, singură cu cineva drag sau într-un cerc restrâns de rude. Racii, scorpionii și peștii pot ieși în natură, dar este totuși mai bine să acordați preferință plimbărilor liniștite în parc. Săgetătorul ar trebui să se ocupe de treburile casnice și să îmbunătățească spațiul de locuit pentru întreaga familie, iar balanța ar trebui să dedice timp îngrijirii sănătății și aspectului ei. Toate zilele care lipsesc din horoscop sunt considerate neutre din punct de vedere astrologic, adică modelul aspectelor din cerul înstelat poate fi ușor influențat. Aceste zile sunt potrivite pentru diverse tipuri de treburi casnice și aici încearcă să te concentrezi cât mai mult la curățare, rearanjare și cumpărături pentru casă. Despre aceste zile vom vorbi mai detaliat în prognozele zilnice. Faceți un plan pentru banii, munca și divertismentul vostru în penultima săptămână a lunii decembrie și a acestui an. Și dacă nu funcționează, atunci fă o listă, astfel încât să-ți fie mai ușor să-ți aloci timpul. Cartea de tarot a săptămânii, Asul de baghete. Săptămâna aceasta va aduce cu ea perspective inspiratoare, pentru mulți așteaptă o perioadă creativă, începerea spontană a unui nou proiect sau o anticipare incitantă. Este posibil să simți deja o pregătire internă pentru schimbare. Tot ce trebuie să faci este să aștepți un semn din univers, sosirea unor informații importante, știri fierbinți sau o ofertă care să rezoneze în inima ta. Acest impuls va fi arzător, dar de scurtă durată și, prin urmare, toate ideile ar trebui puse în aplicare pe măsură ce ajung. Situația, care părea să fie ajuns într-o fundătură săptămâna trecută, se va dezvolui într-un mod nou în zilele următoare. Aceasta ar putea fi o provocare a destinului, o ispită, un test pentru o natură dependentă, un test de forță, un eveniment neașteptat și palpitant ascultă dorința de a merge într-o nouă direcție, ia inițiativa. Întinde mâna pentru a obține ceea ce îți dorești, fă-ți cunoscute intențiile. Cel mai important sfat al cardului, cu cât ai mai multă încredere și inspirație în afacerea ta, cu atât rezultatul va fi mai bun. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!